Discutăm despre acest subiect în momentele următoare împreună cu domnul Tudor Polac, este deputat din partea Partidului Național Liberal. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața. De asemenea, Marius Humelnicu, deputat din partea Partidului Social Democrat, ni se alătură prin telefon. Bună dimineața. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Mulțumim și noi pentru că sunteți în direct aici la B1 TV, domnule Humelnicu. Așadar, începem cu dumneavoastră, domnule Polac. Până la urmă, aveți o decizie în PNL pentru alegeri organizate la termen. Pe de altă parte, premierul Marcel Ciolacu s-a consultat cu toate partidele. Dumneavoastră, liberalii, n-ați fost prezenți la aceste negocieri, dar mâine vă informează premierul despre rezultatele acestor negocieri. La ce vă așteptați? Când vor fi organizate aceste alegeri? Bine, cred că cel mai simplu ar fi să așteptăm până în ziua de mâine, când vom avea ședința coaliției și vom avea un răspuns în clar. Acum, mi s-a fi părut oarecum ciudat, ca să fiu sincer cu dumneavoastră, ca noi să fim prezenți la consultări în condițiile în care domnul Cătălin Predoiu a luat parte la toate consultările cu toate partidele politice. Adică ar fi fost ca și cum ar fi mers domnul Nicolae Ciucă să se consulte cu domnul Predoiu vis-a-vis de data alegerilor. Mai mult decât atât, noi avem o decizie a Biroului Politic Național a Partidului Național Liberal în care ne dorim ca alegerile să aibă loc în luna noiembrie. În acest sens, toate lucrurile acestea au fost făcute publice. Eu, sincer, cred că numai departe de mâine vom avea un calendar predictibil despre care s-a tot discutat al datei în care vom avea alegerile prezidențiale, iar odată ce acest lucru va fi stabilit în coaliție și va fi și reglementat din punct de vedere legal până la urma urmei și administrativ, vom putea trece peste acest subiect și ne vom putea ocupa de problemele care sunt cu adevărat importante pentru cetățenii români. Domnule Humelnicu, ce decizie o să ne comunice șeful dumneavoastră, șeful Partidului Social Democrat, domnul Ciolacu? Să știți că decizia Biroului Politic Național, Partidul Național Liberal, nu știu care asta veche, asta nouă, adică se poate schimba. Să știm, românii știu că o decizie făcută în martie nu mai e valabilă în iulie și din iulie nu mai e valabilă în august, septembrie, depinde ce se hotărăște în funcție de vacanțe, de ce se întâmplă. Credem că odată ce ceea ce am hotărât în coaliție, și anume că alegerile să fie în 15 și 29 septembrie, cei de la Partidul Național Liberal s-au sucis, dacă vreți, pe românește. Ne văd nicio explicație plauzibilă, ce puțin pentru români, faptul că e vacanță, a mai fost vacanță și în 2020, că vor dezbateri, hai să ne amintim în 2019 ce dezbatere a avut domnul Iohannis cu doamna Dăncilă, și nu stau nimic, din păcate. Dar cred că e importantă această discuție legată cu toate celelalte formațiuni politice. De ce? Pentru că ar trebui să vedem ce se dorește și cred că joi vom avea un punct de vedere al guvernului când se va organiza aceste... Da, în timp ce la PNL, domnule... În timp ce la PNL, domnule Humelnicu, decizia este acum clară privind candidatul, adică nu e o decizie, pentru că după ce l-au afișat pe toate gardurile pe domnul Nicolae Ciucă, se pare că acum va trebui decis acest lucru într-un congres care este amânat cumva până în septembrie, potrivit unor surse. La dumneavoastră, la PSD, rămâne candidatul pentru prezidențiale, domnul Ciolacu? Pentru că el ne-a zis așa, că dacă alegerile prezidențiale au loc în noiembrie, atunci el nu va candida. Dați-mi voie să vă spun că a fost o replică la ceea ce s-a hotărât în coaliție. Ca de fiecare dată, să știți, n-am fost de acord când au venit colegii de la Partidul Național Liberal să facem alegerile prezidențiale în septembrie, dar având un dialog, am spus, haideți să facem în septembrie și am și votat atât eu cât și domnul Pola, cred că a fost prezent la acea ședință. Noi nu am votat acest lucru, domnul. În care, imediat explic domnul Pola, în care deputații senatorii, la inițiativa colegilor de la UDMR, să putem să devansăm alegerile prezidențiale cu 3 luni. Cred că am votat acest lucru. Da. Corect. Și legat de, bineînțeles că a fost, cred că, o răbufnire a domnului prim-ministru, pentru că a spus, domnule, dacă înțelegerea în coaliție nu e în septembrie,
atunci candidat cine? Nu mai candidez. Înseamnă că cuvântul dat în fața românilor și ceea ce am fost... Deci va candida sau nu în noiembrie? Nu este corect. Va candida sau nu în noiembrie? Sigur, haideți să vedem când avem alegerile și vă spunem. Principial, vă spun că președintele partidului, având cea mai mare încredere și sunt cel mai bine în sondaj, și va trebui să candideze și Partidul Social Democrat va avea un candidat la alegerile prezidențiale. Domnule Polac, rămâne domnul Ciucă candidat pentru că deocamdată, potrivit unor surse, ați amânat acest congres. Există o ezitare, dacă putem să vedem lucrurile în această cheie, în a-l numi pe domnul Ciucă drept candidat al partidului pentru prezidențiale. Bun, din perspectiva mea și a tuturor colegilor din Partidul Național Liberal, nu există nicio ezitare în acest sens. Există un calendar, în schimb, și firește că vom organiza și acest congres într-un interval de timp cât mai scurt. Eu n-aș putea să vă confirm astăzi că el va fi în septembrie, în august, în iulie și așa mai departe. În schimb, el va fi, iar domnul Nicolae Ciucă va fi candidatul Partidului Național Liberal la funcția de președinte al României și viitorul președinte al României, pentru că asta este părerea noastră a Partidului Național Liberal și credem cu tărie că este cel mai bun candidat pentru funcția de președinte al României. Asta este primul lucru care vreau să vă spun și trebuie să fie extrem de clar stipulat acest lucru, deci nu există niciun fel de discuții nici în Partidul Național Liberal, nici în afara Partidului Național Liberal vis-a-vis de o altă variantă de candidat la funcția de președinte al României. 2. Eu cu domnul Humenicu am votat în Parlament o propunere legislativă a UDMR-ului prin care data alegerilor prezidențiale putea fi devansată. Nu era o propunere legislativă pe care noi s-o fi votat în Parlamentul României care să stipuleze că data alegerilor prezidențiale va fi pe, nu știu, 15 septembrie. Exclus așa ceva. Doi la mână. Noi, Partidul Național Liberal, nu am spus niciodată. Eu, cel puțin personal, nu am spus niciodată că noi nu am agreat cele două date în coaliție. Da, ele au fost agreate în coaliție. În schimb, de la momentul acela până astăzi, firește că îți poți da seama că există mai multe beneficii în organizarea alegerilor prezidențiale. Domnul Polac, aici nu înțelegem, să știți. Eu nu v-am întrerupt, pentru... să știți că chiar am... Cu siguranță am m-ați întrerupt. Să știți că nu v-am întrerupt. Nu, asta cred că poate v-am întrerupt în alte... Haideți să lăsăm, domnul Polac, să-și termine ideea și după aceea vă ascultăm, domnule Humelnicu. Foarte simplu. Scurt, vă rog, domnule Polac. Faptul că ducerea alegerilor prezidențiale la termen poate reprezenta o perioadă în care, mai lungă de timp, în care cetățenii români se pot elucida mai, să spun, substanțial asupra candidaților la președinție, din punctul meu de vedere, este un avantaj. Al doilea lucru, prezența care se preconizează a fi mai ridicată spre sfârșitul anului decât într-o perioadă la mijlocul și sfârșitul lunii septembrie, din nou, din punctul meu de vedere, este un avantaj pentru a organiza alegerile prezidențiale la termen sau mai spre sfârșitul anului. Acum, da, spunând mulțumesc. Aceste lucruri, alegerile prezidențiale nu sunt făcute nici pentru Nicolae Ciucă, nici pentru Marcel Ciolacu. Da. Ele sunt făcute ca cetățenii români să iau o decizie cât mai bine informată asupra omului care va conduce de bine de rău statul român în următorii 5 ani de zile. Iar eu cred că acesta este un subiect extrem de important și trebuie tratat cu maximă seriozitate. Da, toată lumea e de acord cu dumneavoastră, domnule Humelnicu, foarte scurt o replică, dacă doriți, pentru că mai avem un subiect și nu mai avem timp. Subiectul este, v-am zis, în foarte român. Da. În rest, ce zic, că nu cunosc cei candidații, cu siguranță cunosc și pe domnul Ciucă și pe domnul Ciolacu și... Bun. Dar asta e ce se face. Ultimele 30 de secunde, o replică de la fiecare. Atenție, o bombă în ceea ce privește pensiile. Au scăzut veniturile unor pensionari, spune Dorina Barcar, expert în pensii, că au primit unii pensionari decizii prin care spun că le-au fost calculate pensiile greșit și că, de fapt, scad pensiile și cumva ar fi un joc al dumneavoastră, al guvernării, ca să creșteți pensiile apoi în septembrie și să spuneți că le-ați crescut când, de fapt, le aduceți la nivelul la care sunt acum, după ce le-ați scăzut mai întâi. Scurt, nu, domnule Polac, pentru că ați fost secretar de stat. Deci, foarte scurt, nu scade nicio pensie. Dacă păi au scăzut acum, asta spun pensionarii care au primit decizii. Ascultați-mă și pe mine puțin.
În noua lege a pensiilor aprobată anul trecut, este trecut extrem de clar că dacă în baza recalculării veniturile pensionarului scad, ele vor rămâne la sumă, la cuantumul din data aprobării legii. Acum, discutând acest lucru, din punctul meu de vedere, este un subiect care nu are de ce să aibă să fie dezbătut. Am înțeles opinia, mulțumesc. În spațiu public, deoarece nicio pensie în România nu va scădea anul acesta și niciodată, pentru că, după cum bine știm cu toți, acest lucru este neconstituțional. Mulțumesc. 10 secunde, domnule Humelnicu. Vor crește în jur de 3 ani, terminat și scădea. Ăsta este adevărul din septembrie. Mulțumesc domnilor pentru intervențiile dumneavoastră, domnul Marius Humelnicu și de asemenea domnul Tudor Polac, ambii deputați din partea partidelor sociale, din partea PSD și din partea Partidului Național Liberal, despre ce se întâmplă cu pensiile și